Răzvan Botezatu, mesaj de susținere pentru Raluca Dumitru, noua concurentă de la Survivor România, să vii cu trofeul. Cum își susține Răzvan Botezatu cea mai bună prietenă, noua concurentă la Survivor România 2021? Raluca Dumitru este una dintre noile concurente de la Survivor România 2021. Prietenul ei cel mai bun, Răzvan Botezatu, a publicat o fotografie foarte emoționantă pe rețelele sociale. Alături de un mesaj de susținere pentru noua concurentă a competiției Fenomen de la Canal D, Raluca underscore underscore Dumitru este noua concurentă la Survivor România oficial. De asemenea, Răzvan a anunțat că el se va ocupa de conturile Ralucăi, de pe rețelele sociale, și că el va ține legătura cu fanii emisiunii și cei care o vor susține pe vedetă. Se pare că internauții au primit foarte bine vestea că Raluca Dumitru este noua concurentă a emisiunii Survivor. Mult succes, Doamne ajută, faina tare, gagica frumoasă, dar și inteligentă, ador, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor competiției. Raluca Dumitru, noua concurentă de la Survivor România. Raluca Dumitru, în vârstă de 34 de ani, a acceptat să intre în competiția Survivor România, sezonul 2. Vedeta de televiziune se consideră o persoană ambițioasă și susține că mereu a reușit ce și-a propus în viață. În prezent, Raluca Dumitru este antreprenor și vlogger. Încă din adolescență, concurenta a cochetat cu modelingul și a ajuns în televiziune. De asemenea, vedeta a colaborat cu mai multe emisiuni din diferite trusturi, a făcut reclame, ședințe foto și a avut mai multe apariții în videoclipuri. Deci nu a făcut niciodată sport de performanță, fosta prezentatoare de televiziune a practicat, pentru a se menține în formă, pilates și aerobic. Ea spune că doar emoțiile de la începutul competiției i-ar putea pune mici probleme, însă după perioada de acomodare va arăta cu adevărat ce poate.